De ce ați cerut să fie sculptați cele patru personalități ale județului, să lași la baza iconostasului? Când mergeam la București, la diferite congrese și mai ales la cel al societății civile, mereu auzeam cuvinte, de exemplu, de la cei din Moldova: noi avem aici un triunghi al nostru care a dat pe Eminescu, pe Alexandri, pe Creangă. Și atunci mă ridicam și eu și le spuneam: și noi avem, nu un triunghi, patru la teră, am putea zice, care au dat pe George Pop de Băsești, au dat pe Simon Bărnuțiu, pe Iuliu Maniu, pe Cornelu Coposu. Și erau impresionați de-a dreptul când le spuneam că habar aveau unii că sunt sălăjeni sau să nu sunt aceste miraguri, și le spuneam despre fiecare câte ceva. Și atunci, sigur că am ținut acești oameni, că mi s-a reproșat că sunt greu catolici, de exemplu, ei nu, ei au fost români. Ei au fost români. Ei s-au luptat pentru țară. Păi Iuliu Maniu, cum a dat cu pumnul masa Parlamentului din Budapesta cerând drepturi pentru români și arhitect al României mari, George Pop de Băsești, doar nu el a fost la Alba Iulia acolo, Bărnuț, ideologul de la 48, iar Coposul, un martir care umbla pe picioare, pe care l-am văzut umblând pe picioare, martir l-am numit, care încă umblă pe picioare, și am zis: trebuie imortalizați acești oameni cu totul deosebiți pentru țară, și mai ales că sunt ai noștri sălăjeni, și am zis: unde avem pentru ei ceva, ei și colo, să mai pomeniți, hai să imortalizez pe iconostasul bisericii. Și revin un pic la problema religioasă, că, de exemplu, mai de curând când s-a lansat o carte a surorilor Coposu, primarul din Băsești, a spus oarecum despre dușmănia sau neînțelegerea dintre Biserica Ortodoxă și a Greco-Catolică. Le-am spus, nu ca replică, dar un pic ca să știe cei care nu știu, că înainte de comuniști nu se punea problema asta. În 48 a fost desfințată Biserica Greco-Catolică, dar înainte, de exemplu, se recruta, mergea feciorii la recrutare. Pe fișa de recrutare, pe lângă ochii albaștri sau mai știu cum era, înălțime, greutate, era scris legea, adică religia, și legea liniuță. Acolo scria legea românească, indiferent că era ortodox sau greco-catolic. Era socotită lege românească. Iar militarii mergeau la biserică, care era mai aproape, era cea ortodoxă, mergeau toți acolo, cea greco-catolică, mergeau toți acolo. Deci nu se făcea așa o deosebire și nu era dușmănie, nu era neînțelegere. Preoții serveau unul cu celălalt. Ei, acum s-au făcut acestea așa, mai știu în ce mod, artificial, dar va vine o vreme când iară va fi pace și liniște. Așa că eu i-am socotit pe cei patru, nu greco-catolici, nici ortodox, ci români, români buni. Și de-aia am imortalizat acolo. Da. Ce spun credincioșii despre acest lucru? Credincioșii nimic, mai mult ei au sponsorizat. Deci scrie pe fiecare cine a fost sponsorizat sculptura respectivă. Dar au fost în biserică destui care s-au simțit înțepați de ei. Și ba și glasul, că ce caut acolo, trebuie scoși de acolo, afară de acolo. Eu mă tem că eu când voi dispare de aici, vor dispare și ei. Mă tem de lucrul ăsta.